Și-a lăsat copilul de doar jumătate de an în grija unei femei practic străine și nu a mai revenit pentru a-și lua bebelușul acasă. Este isprava unei tinere mame în vârsta de 26 de ani din satul Valea Trestieni. Inițial, aceasta a spus că pleacă să-și caute gazdă, după care se va întoarce să-și ia copilul. De atunci au trecut deja 3 săptămâni, iar femeia care are acum grijă de micuț spune că nici urmă de mama acestuia. Postul nostru de televiziune a scos la iveală acest caz și a anunțat autoritățile locale, după care, ca prin minune, a apărut și mama. Acum 3 săptămâni, Aurelia Chetraru din satul Vărzărești s-a pomenit cu un copil în brațe. Ea povestește că mama bebelușului l-a lăsat, asigurând-o că se va întoarce după micuț în cel mult o săptămână, însă nu a mai revenit. Femeia a încercat să dea de urmele ei, dar fără rezultat. A venit într-un miercuri și m-a sunat să-i țin fata o săptămână de țări, că se duc și cate gazdă. Și am fost de acord să o țin, că sâmbătă vine și nu a mai venit în la 2 săptămâni. Și a venit și a văzut fata și a zis, o căinuță și s-a dus iarăși, iar tot nu apare deloc. Cât timp a trecut? 3 săptămâni, că mâinile are. 3 săptămâni de când e la mine. Nu dau deloc, ea că o sun, să duci un bip și închide. Duci un bip și închide. Îi trimit mesaje acasă, în telefon scris, cât mesaje am trimis, nu răspund nici la mesaje așa. Femeia susține că nu o cunoaște atât de bine pe mama copilului, aceasta fiind o prietenă a fiicei sale. Ea afirmă că nu s-a adresat autorităților în speranța că mama bebelușului se va întoarce. Dar nu știu de-al deși nici... Știu că e din Sălești și pe o mătușă, de-aia prin telefon până conectez. Dar așa nu știu nici pe mamă să nici pe nimeni. Dar de unde o cunoașteți pe mama fetiței? Păi cu mătră cu fata mea. Eu boteza fetița. Eu zis că nu vreau copchiul lui, dar alea și le fac, să-l iau eu cu tot, dar nici nu întreb copchiul cu tot. Eu mi-am făcut doi. Mie cred cum, dacă nu pot face nici ea, că de doar să nu fac nici. Numai că doar nu le cu țâcă, dacă mai vine o femeie de mahala, îmi vine și mă ajută. Am lăsat-o, zic să nu mai dau la poliție, nici el de copil, nici el și de dânsa, că e tânără. Dar v-a lăsat vreun document, certificatul de naștere? Nică, nici zară de hârtie n-am, de pe dânsa. Ferează Dumnezeu să îmbolnăjească și facă dânsa. Poliția s-a autosesizat pe marginea acestui caz și a găsit-o pe mama dispărută. Mama copilului a fost depistată chiar la primăria localității de unde este de Baștină, care își perfecta actele pentru ca să aducă copilul la un centru de plasament din municipiul Chișinău. La moment se acumulează materiale pentru ca să fie transmise în secția urmărire penală, pentru ca să fie examinată prin prisma articolului 274 Cod Procesual Penal. Cazul a fost și în vizorul asistenților sociali. Aceștia au reușit să discute cu mama bebelușului. Potrivit lor, femeia și-a luat astăzi copilul și a plecat la Chișinău pentru a sta temporar la un centru de plasament. Dat fiind faptul că dumnea ei este de origine din Valea Tristeni, aceasta de foarte mult timp nu s-a aflat la noi în teritoriu, ea trăia în raionul Sângerei la o doamnă, la gazdă. Aceasta acolo și-a născut, noi n-am știut că dumnea ei a născut. Din spusele dânsei, au avut o înțelegere cu doamna din satul Vărzărești să lese copilul la dânsa câteva zile până aceasta își găsește un loc de trai stabil. A luat copilul chiar astăzi și l-a dus la plasament, s-au dus împreună la plasament. Mama bebelușului mai are un băiețel din prima căsătorie pe care l-a lăsat în grija soacrei.